vrea să spun dacă se poate să-mi răspundă cineva de executivă că a venit și în țară. Ce se întâmplă cu bazar? Prima întrebare. De ce e așa târziu? Ce probleme sunt? Sunt multe probleme. În primul rând, n-am putut să punem la dispoziție terenul timp util, deci ne-a trebuit un an de zile până am făcut mutarea scris în bazarul vestin cel improvizat. Nu, asta a fost de mult. Și pus probleme proiectarea lor, intervenim multe probleme. Cu o 6 dispoziții. Ce urmează? De șantier. Urmează licitația. În următoarele 15 zile se va face licitația. Licitația spațiilor comerciale. Da. Portul turistic. Vreau să știu câți bani a cheltuit primăria în momentul ăsta, care e stadiul fizic și dacă se lucrează acum. Dacă știe cineva din executiv să răspundă. Direcția tehnică. Direcția tehnică? E cineva de la direcția tehnică? Aveați învoit într-un fizic? Da, și doamna ministru al finanțelor poate să știe cât ar de contat. Da, ce să știe? Ministrul finanțelor trebuie să știe. Dacă le știu pe toate pe deasupra, dar mă uit să vedem. Păi nu știu, au primit sărai de câteva luni, domnul Ivan. Știu eu că a ziarist și ne-a spus domnul președinte Leuță că sunt probleme acolo. Altă soluție tehnică. Nu, dar eu întreb la primăria este parte. La promenadă e parte, la port nu e parte primăria, domnul Ivan. La promenadă, cred că. Portul e al județului. Dar la promenadă cred că vă referiți, nu? Și la portul nu. Portul nu e al primăriei, portul nu e al nostru. E la promenadă. Dacă aveți niște date, dacă nu le aveți, mi le dați. Aia ce că e 80% finalizat. Dar cel mai bine să vi le dăm să fie exacte, să nu vă zicem. Da, deci să vi le dăm. Mâine vi le acum. Și stadiul. Stadiul, nu știu eu, tehnicul, da. Notează, eu vă spun sumele exacte de contate până în prezent. Serviciile s-ar putea să dea vreo două rânduri. Bun, vă mulțumesc frumos.